Depresia ar putea fi reversibilă la oameni, potrivit cercetărilor recente ale unor oameni de știință renumiți, iar anumite simptome ale acestei maladii ar putea fi inversate. Depresia este una dintre problemele de sănătate cele mai periculoase ale societății secolului 21 și, potrivit cercetărilor, problema este în creștere. Numărul persoanelor care suferă de această maladie crește de la an la an și, în consecință, oamenii de știință se consacră în căutarea de noi tratamente eficace. Actualmente, metodele dominante sunt o combinație de terapii și antidepresive, pentru a stabiliza starea de spirit și a ajuta la dominarea simptomelor. Cu toate acestea, știința ar putea pune la punct o nouă metodă pentru a inversa simptomele depresiei, activând anumiți neuroni ai creierului. Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Augusta din Statele Unite, anumite gene pot să fie activate pentru a inversa depresia. O echipă științifică condusă de doctorul Xin Yang Lu, cercetător neurolog, a studiat cortexul prefrontal, o regiune complexă a creierului, responsabilă cu planificarea și comportamentele sociale. Cortexul prefrontal este, de asemenea, o locație specială a creierului care arată dezvoltarea depresiei. În această regiune a creierului, oamenii de știință au observat că gena SIRT1 pare să aibă un impact major asupra simptomelor depresiei. După cele afirmate, doctorul Lu și echipa sa, dezactivând această genă, neuroni excitatori a provocat simptome de depresie la șoareci. Medicamentele care au activat aceste gene au fost asociate cu inversarea acestor simptome. Manipularea genetică nu este cauza depresiei, ci această nouă descoperire care deschide o nouă cale de cercetare a antidepresivilor. Doctorul Lu a remarcat deja că măsurile luate de echipa sa au dat rezultate promisătoare pentru a inversa simptomele depresiei. El spune că aceste acțiuni provoacă un efect antidepresiv. Medicamentele care activează această genă, SIRT1, și permit o mai mare activitate, vor putea în curând să fie remediul pentru persoanele atinse de această maladie.